Haina îl face pe om. Aceasta este mentalitatea pe care par să o aibă tot mai mulți tineri din generația Z. Pe acest principiu își cumpără haine de firmă cu un logo cât mai mare ca să se poată mândri în fața prietenilor. Conform focusprimatv.ro, părinții nu realizează însă că în mintea adolescenților care nu își permit haine scumpe, se declanșează o adevărată furtună. Devin triști, frustrați și judecă părinții pentru că nu au destui bani, spun psihologii. Tinerii din generația Z au un apetit crescut pentru o viață de lux. Idolilor lor din mediul online promovează acest stil și îi fac și pe ei să-și dorească asta cu orice preț, doar că mulți dintre ei nu înțeleg ce înseamnă cuvântul lux. Pentru ei, hainele de firme definesc acest stil de viață exclusivist. Tinerii au senzația că hainele scumpe îi fac să devină populari și să fie respectați de ceilalți. Analiști economici pledează pentru educația financiară timpurie și trag un semnal de alarmă. Nu este o perioadă bună pentru mofturi și lux. Din generația Z fac parte însă și tineri care nu își permit haine și accesorii scumpe. Unii nu pun preț pe asta, dar cei care o fac și nu își permit dezvoltă frustrări. Semnificația cuvântului lux s-a schimbat mult în ultimii ani. Un exemplu este dat chiar de Elon Musk, care afirmă că hainele scumpe trebuie să fie simple, fără logo, fără să se vadă firma, relatează focusprimatv.ro.